Salutare și bine v-am găsit la un nou interviu Startup.ro. Astăzi am plăcerea de a-l avea alături de mine pe Cristian Dascălu, Managing Partner în cadrul Tech Accelerator și partener al fondului de investiții Gapminder. Salutare, Cristian, și bine ai venit alături de noi! Salut și mă bucur să te revăd și să fim în această perioadă a anului împreună! Pentru că tot așa, o perioadă în care facem un round-up a ceea ce s-a întâmplat până acum, chiar aș vrea să începem discuția noastră printr-un mic calcul, o mică sinteză a ceea ce s-a întâmplat în 2022. Din punctul vostru de vedere, din punctul tău, ca și reprezentant al Gapminder, dar ca și reprezentant al Tech Accelerator, care e unul dintre cele mai cunoscute și mai mari programe pentru fondatorii de startups de la noi? Cu drag. Cred că ce s-a întâmplat în acest an al incertitudinilor, cred că am încercat cu toții să ne dăm seama acum cât de rezilienți putem să fim și cât de creativi și ready to do things într-un mediu unstable. Și vedem că am reușit să continuăm cu toate programele care ne-am dorit, cumva am reușit să nu discountăm nimic din ceea ce ne doream, chiar au apărut oportunități noi. Cred că provocările se văd cumva în rundele noi, dar overall partea de programe, de activități, cred că și-au păstrat volumele și cred că asta o putem vedea în piață. Deci, și mă refer și volumele de participanți și volumele de număr de programe, și asta mă bucură că denotă faptul că founderii locali au o anumită reziliență. Nu cred că se vede un impact, cred că e un impact mental foarte mare, dar la nivel tehnic, dincolo de, cum spuneam, de mounturile rundelor, de valorile startup-urilor, cred că e un moment de cotitură oportun care să ne ducă pe toți spre o relevanță și mai mare. Cum a fost în cazul Gapminder? În câte runde ați participat? Și ca prime investiții și runde follow-on, cum a fost 2022? Cred că a fost o împărțire cumva egală între rundele de follow-on și rundele noi. Cu siguranță au fost mai puține runde noi sau aproape egal, dar cred că tendința merge spre partea de runde de follow-on, unde vii să susții antreprenorii care au nevoie să simtă că ești alături de ei, că vii și îi susții în continuare, mai ales când trebuie să-și editeze puțin din planuri, să-și revadă planul de fundraising. Deci în mod ideal ar fi trebuit să fie probabil mai multe runde noi, dar e normal să se înțeleagă de ce lucrul acesta e puțin alterat. Cu toate acestea am reușit să găsim și antreprenorii și echipe cu care să începem să ne cunoaștem din interior, să spunem așa, prin investițiile realizate, cum e cazul și Outfink și Yarooms, companii care au intrat mai nou în portofoliu, și multe dintre companiile deja din portofoliu care au continuat să ridice runde, să demonstreze că pot să avanseze și să păstreze vitalitatea ecosistemului local. O parte din ea, că mai sunt și alte echipe. În perspectiva ta, crezi că se simte sau s-a simțit sau începe să se simtă o criză, o recesiune în zona de funding? Și cum
cum influențează tot acest context zona de, de finanțare și de fonduri disponibile pentru, pentru antreprenori? Cred că fonduri, o iau poate un pic de la coadă la capăt, partea de fonduri disponibile, ele continuă să existe într-un la fel ca până, ca până acum, deci disponibilul de investment se, se păstrează atât, în, atât în cazul nostru cât și în cazul pieței pe de parte regionale cât și globale. E un dry powder, un volume de, de capital care continuă să fie în piață disponibile înainte de pandemie, înainte de această criză macroeconomică, anunțându-se multe, multe fonduri. Doar cred că se întâmplă un, un reset la nivel de relevanță cumva până la urma industriei de, de tehnologie, așa la nivel, o iau la un nivel macro și mă încerc să o aduc poate mai în, către noi, în care focusul se, se pune mai, mai stringent pe partea de fundamentals și cumva toate cele, când discutăm în ecosistem se discută despre toate bucățile acelea de problem to solution fit, product market fit, apoi scalare, apoi growth. Poate că uneori sărim prea repede pe, către partea, către partea mare de impact, fără a ne face toate temele, toate diligențele pe partea aceasta de probleme majore, validarea lor, faptul că ele sunt realmente scalabile și, și ample. Noi am reușit să stăm în, în, într-o zonă de relevanță prin alegerea, sau cel puțin asta credem, prin alegerea focusului pe partea de high-tech, unde vii cu mult, mult disruption pe, pe, bucata, pe bucata respectivă, vii să, să schimbi niște, niște comportamente ample, bineînțeles e provocarea ca toată această schimbare să poată să fie mestecată și, și, și digerată de cei din, din piață, către care startup-urile merg ca soluții B2B. Și este acest, acest reset de, de fundamentals care pe de o parte este binevoit, deschide, binevenit, deschide o nouă etapă de, de afirmare, de validare a valorii pe care founderii startup-urilor, mai ales tehnologice, le, le pot aduce lumii, le pot aduce economiilor și mai ales cu valoarea asta se poate, se poate captura într-un mod interesant de către compania din Eastern, din Eastern Europe, care încep să se alinieze la standardul global de de livrare. Asta am văzut-o în ultimii 5 ani și a fost o progresie constantă. Și acest reset cred că vine poate chiar mai mult să ajute Eastern Europe-ul de, și founderii din, din România, din, din împrejurim, să, să, să se egalizeze cu founderii din... E o, o tendință mai bună. Va fi greu să egalăm per se, dar e, e bine venit că ne uităm la lucruri mai, mai concrete, mai clare, mai bine validate. Ideal e să și putem executa acolo și pare că se întâmplă, sunt bani pentru asta. Apropo de bani, voiam să te întreb, pentru că am, am mai văzut niște studii care, care spuneau că investițiile de tip seed nu ar fi foarte afectate sau nu, nu sunt afectate în perioada aceasta, însă investițiile cu sume mai mari, eventual da, pentru runde follow-on sau pentru niște, niște runde mult mai, mai generoase, au fost puțin afectate. Cum, cum vezi tu, cum vedeți voi la Gapminder acest lucru? Da, cred că au fost mai mult, mai mult afectate și e, e corect ceea ce spui. Și este datorat faptului că vii din toată partea de, de toată, toate valorile din partea de VC sunt aliniate burselor de, de valori, ele având corecții mai departe, ai corecții în tot, în tot sistemul financiar. Pe de o parte asta, pe de altă parte menționai de rundele de, de seed, cu Tech Accelerator suntem prezenți foarte mult în pre-seed până spre un early seed, poate chiar seed. Gapminder merge dintr-o zonă de, de seed, late seed, series A către series B, C.
cu siguranță toată bucata aceasta mai early stage, very early stage, prima, a doua, a treia rundă, tind să nu aibă o impactare atât de mare, vorbind de niște amounturi mai scăzute. În același timp, și aici se văd corecții în partea de valuations. Și se întâmplă în unele situații să ai un founder care face o rundă mai consistentă, care poate ține de un anumit valuation, lucru care ajunge să întârzie foarte mult deployment-ul, progresul echipei, creșterea echipei, creșterea produsului în piață, care cu acest reset cumva am văzut că founderii sunt mai orientați către a face și către a nu mai ține de niște negocieri care, nu zicem acum din perspectiva de profitabilitate a unui investitor, ci din partea asta de innovation, că îți dorești ca lucrurile astea să înceapă să funcționeze, să demonstreze, pentru că odată ce, mai ales în cazul primei, cele de-a doua runde, e foarte important să îți demonstrezi DNA-ul, să îți demonstrezi teza, ulterior cifrele vorbind de la sine și nu mai ai probleme. Asta a fost o zonă care cred că ne-a lipsit. Și acum, cumva ne mai fiind un focus atât de mare pe ce valuation să obțin, vedem că e un lucru pozitiv și că după ce lucrurile se mai stabilizează, mai multe companii vor ajunge în piață prin ruta primei sau cele de-a doua runde și da, în continuare, companiile care ridică runde în zonele superioare vor mai fi afectate și datorită acestor corecții mari de valuation. Pe de altă parte, amounturile pe care ei le solicită se pot transforma în niște bridge rounduri, lucrând poate mai mult cu investitorii pe care i-au alături și aducând poate mai puțini investitori noi până în momentul când se stabilizează și mai bine piața. Ce provocări vezi tu pentru 2023? Și am să te rog aici să o luăm pe două paliere. Atât din punctul tău de vedere ca și coordonator al unuia dintre cele mai mari programe pentru founderi, cât și ca om de investiții și, în general, cum vedeți voi ca fond zona aceasta și provocările. Cred că partea din ce vorbeam despre aceste runde mari se va păstra această provocare. Va fi tot mai mare focus pe returns și pe revenue și pe ceea ce companiile vor putea să demonstreze ca indicatori de creștere concreți. Deci founderii cred că trebuie să se uite în zona aceea de really delivering și delivering in sales. Se face acest shift dintr-o zonă de proiecții, într-o zonă de growth projections către partea de actual revenue și sales făcute. Avem provocări ca și ecosistem din perspectiva faptului că profesioniștii de sales, marea lor majoritate, sunt internaționali și e nevoie să intri într-o piață, să găsești acei oameni potriviți. Cred că piața muncii va aduce provocări pentru că oamenii buni, acum chiar este despre oameni buni, profesioniști la ce fac. Cred că am realizat mai mulți lucruri ăsta, că nu mai trebuie să livrăm PowerPoint-uri frumoase, ci we need to deliver actual results, venituri, sales, growth real. Și oamenii aceia cred că sunt mai căutați acum și, drept urmare, mai greu de găsit de cei care vin noi în piață ca founder. Cred că leadership-ul își va spune mult mai multe cuvinte și viziunea și valoarea pe care intrinsecă până la urmă, pe care o aduci pe piață ca și companie, ca și echipă, și asta va fi un challenge pentru CEOs și să-și manifeste acest leadership, să identifice acei oameni puțini și să make a good team in terms of a livrare rezultate.
Mutându-ne pe partea de accelerare, provocările poate sunt tot acelea pe care, cu care suntem obișnuiți cumva acolo, cu siguranță întâmplându-se niște reseturi, dar va fi nevoie de o validare mai rapidă și ipotezele să fie niște ipoteze care încep să prindă tracțiune mai repede și de asta va trebui să tăiem elefantul în bucățele și în felii și startup-ul dacă ești într-o zonă de valuation sub 5 milioane, sub 3 milioane, să poți să demonstrezi mult mai eficient cum poți să faci primul milestone, să present the results, după aia să mergi mai departe la următor și cumva să mergi mult mai step by step, milestone by milestone, și să nu vorbești despre o viziune mare, cu o piață, cu un total addressable market mare, cu lucrurile vin mai mult în zona de tactică acum, și cum poți să execuți o intrare într-o anumită piață, cum să poți să aduci primul client, al doilea, al treilea client B2B, cum poți să intri în suficiente POC-uri. Deci mult mai pragmatic. Pragmatismul Excel-urilor, să spunem, din partea de growth se va muta și mai mult în zona de startup, de early stage startups. Din perspectiva noastră, noi vedem ca o maturizare binevenită. Trebuie mediată, trebuie facilitată pentru founderi, dar cam astea sunt zonele care noi le vedem ca pozitive, mai ales pe zona de early stage. Cred că asta se va deschide piața și către mai multe startup-uri care vin foarte cu commitment, cu pragmatism, cu let's do it. Poate mai mulți din zona cu experiență corporate vor înțelege că they can deliver something în zona aceasta. Cu siguranță vin cu background-uri organizate, cu o cultură de livrare. Aș vrea să rămânem în zona aceasta de previziuni și de proiecții și să te rog să faci una pentru următorii 2-3 ani, dacă este posibil, având în vedere toate incertitudinile pe care le avem acum, dacă mai este posibil să mai facem proiecții pentru, pentru perioade mai lungi. Cred că se leagă de ce spuneam înainte și cred că ăsta este the new normal, cumva ceea ce challenge-urile lui 2023, cred că sunt, sau evoluțiile din 2023, cred că vor fi aici to stay. Și cred că ne va ajuta pe toți să trecem de etapa romantică a digitalizării și să trecem în zona mai real think, așa, al companiilor care vin cu o inovație, dar știu și cum să o maturizeze. Își dau seama că trebuie să lucreze cu suporteri în jurul lor, fie că sunt ei, poate mai avem noi bias-ul dintre acestea vis-a-vis de străini sau așa. Trebuie să lucreze cu alți oameni, că sunt ei străini, că sunt români. Începem să avem oameni care au trecut deja prin 10, 15, poate 20 de ani de activitate startupistă est-europeană. Începem să avem aceste resurse, trebuie să începem să le folosim, trebuie să îi invităm în use case-urile pe care le facem, vor costa, dar e o întreagă profesionalizare a industriei care se întâmplă și de asta zic că 2023-2022 e aici ca să rămână. Cred că sunt două corecții care ne duc într-o meta-corecție și e important să ieșim dintr-o zonă de analize și să mergem în a incorpora acest new way of doing things și să nu ne mai punem foarte multe întrebări. De obicei, cei care știu să muncească, e bine să se apuce să facă. Mai am analogia aceasta că uneori startup-urile
se învârt în jurul carului cu fân și se gândesc că oare unde e acul și oare cum să-l găsim. Păi dacă le luăm fir cu fir și începem să le dăm la o parte, vom găsi acul, dacă tot căutând bricheta de cum să light up fânul respectiv, s-ar putea, putem să o găsim, dar poate va fi de la egal la egal cu cel care va începe să le ia foarte harnic și foarte aplicat și foarte dedicat să muncii, să execute. Spre ce se vor duce fondurile Gapminder în 2023 și ce strategie v-ați creat? Și nu știu, vorbim și de strategia din 2022, ați pornit cu ceva în minte la începutul anului și s-a schimbat pe parcurs, ați făcut corecții în funcție și de ce ați văzut pe piață? Orice fond, și aici vorbim și de Techcelerator și de Gapminder, noi am avut o teză de investiții de la început, chiar dinainte de ca fondul să existe, ea a fost cea pe care baza căreia s-a ridicat fondul. Credem că a ajuns într-o zonă de validare cu micile corecții de pe parcurs sau adaptări de tactică mai degrabă pentru a putea executa lucruri, dar acest combo, de exemplu, între partea de pre-seed și pre-seed seed și partea de series cumva a funcționat pentru acești ani. Ele vor continua să existe, dar le vom duce în niște zone mult mai dedicate și mult mai definite case by case. Și legat de pariul care l-am pus pe ce tip de founder să susținem, este cel care îl vom continua mai departe. Ce s-a întâmplat pentru noi a fost această validare în tot acest timp, dar cumva în fiecare an făceam mici corecții, dar chiar au fost la nivelul de tactică, de cum să ajungem acolo, pe care e calea mai eficientă, dar pariul pe toată partea de high-tech, de cyber security, partea de e-health și încercând să identificăm acești founder care sunt suficient de maturi și au un track record consistent în România sau în afară, pentru că sunt founder cu care lucrăm, români, care i-am identificat deja în piețe internaționale, îi căutam, i-am găsit, sunt acolo, mai sunt și alții, we just need to continue to do that. Foarte probabil că rundele au avut o creștere constantă, rundele în care am intrat, valuation-urile companiilor, niște lucruri care ni le-am asumat cu un ecosistem care este în creștere și trebuie să-ți asumi și aceste valuation-uri și nevoile de capital pe care un startup are nevoie să le expanse. Acum se întâmplă aceste corecții care mută focusul din valuation pe what can you actually deliver și cum sunt aceste rezultate. Partea de rețea pe care am putut să o aducem startup-urilor și a crescut în continuare dincolo de partea de a se valida, cumva avem direcții și nu sunt ele chiar autostrăzi, dar sunt niște cărări bine bătute pe care noi startup-uri vor fi aduse și din perspectiva în care considerăm foarte important după ce faci sau în evaluarea investiției, după ce îți faci validările care ți este growth engine-ul, care ți sunt the routes to market și strategia de distribuție, pentru că foarte multe lucruri pot să fie impactate chiar în etapa de MVP, mixul dintre ce vrei să faci, pentru cine vrei să livrezi și cât de la îndemână îți este strategia de distribuție. Și aici e destul de important rolul investitorului cu care lucrezi, pe care îl alegi, sau mixului, care e de preferat să fie un mix de co-investitori, fiecare cu ce network-uri vin la masă, cu ce tactici validate și cu startup-uri în trecut pot să fie utilizate.
Îți mulțumesc mult și ne apropiem de finalul interviului, dar n-aș vrea să încheiem discuția noastră fără a vorbi și despre Techcelerator și despre planurile pe care le aveți acolo și cum vă doriți să ajutați ecosistemul și în 2023. Uh-huh. Ce noi programe veți lansa? Ce planuri aveți? Îmi place foarte mult această întrebare. Focusul meu a fost destul de amplu pe textelete pentru a putea să creștem partea de pipeline-ul care vine din zona asta și să pregătim noile runde de Series A. Nu o să vorbesc aici poate de unicorn, că e important să avem și companii de sute de milioane sau care să fie exitate la valori de genul respectiv și să avem suficient de multe ca apoi vom avea suficienți unicorn și cumva asta a fost în focusul pe care l-am avut în textelete și continui să-l am alături de echipă. Și aici am văzut foarte oportun de acum 3 ani alături de Google for Startups cu Dan Oros și cei din echipa lui cu Google România, care ne-au susținut în acest demers de a dezvolta programul Advancing AI, un program care și-a dorit de încă acum 3 ani și îi vedem de mult timp rezultatele, companii care au intrat prin astfel de programe și au ajuns să ridice, să fie la valuation-uri de peste 10 milioane, să ridice runde ample de chiar milioane de euro. Și un program care a fost și este dedicat și va continua să fie dedicat prototipării și scalării ideilor care fac use de toată partea de machine learning. Cumva cred că Europa a pierdut cursa digitalizării și cumva trebuie să vedem unde așezăm acel digital transformation. Cu siguranță sunt multe procese care vor fi în continuare digitalizate și e o nevoie, dar acum vorbim cumva de o suveranitate sau de o afirmare pe o anumită zonă și cred foarte mult că Europa de Est și cu predilecție România se poate afirma pe toată bucata aceasta de deep tech, care este, nu știu, o transformare digitală la puterea N și care vine cu multe metauri în ajutorul companiilor. Bineînțeles, și companiile trebuie să aibă și aceste companii trebuie să adreseze suficient amount of data, pentru că poți să construiești machine learning și artificial intelligence atât timp cât ai data point-uri pe care să le interpretezi și pe baza cărora să construiești și să antrenezi modelele. Deci aceasta este o zonă extrem de strategică în care suntem foarte, foarte expuși, poate 50% sau mai mult de 51% din activitatea noastră este cu predilecție pe zona aceasta. E dedicat acestui program care îl realizăm. Tocmai începem acum cu o nouă ediție. Tocmai am încheiat o selecție foarte interesantă într-un an provocator, dar cu o competiție de 5-6 companii pe loc, să zic așa, lucru care ne-a dat ocazia să putem alege the best of the best. Companii bune care credem că au perspectivă și sunt chiar companii interesante care cred și echipe interesante care credem că pot să livreze lucruri frumoase. Și mai departe va urma toată zona pe fintech, pe care programul Next Fintech, pe care îl derulăm și cu el suntem la a treia ediție, dar a treia ediție ceea ce o vom lansa în semestrul 1. Acestea două sunt programe cumva cu tradiție care au evoluat din zona de programe agnostice. La fiecare din ele am adăugat și toată componenta aceasta de investment readiness, pentru că for real, un accelerator trebuie să te ajută să faci primele runde de finanțare. Ne luăm foarte în serios lucrul acesta. Și echipăm acolo founderii cu unii mai repede, cu unii mai încet depășim etapa de product, de
validare a potențialului de creștere, ajungem foarte repede în zona de investment readiness, unde discutăm despre mindset-ul investitorului și strategia prin care îți faci aceste runde. Am găsit această intervenție pe investment readiness foarte, foarte necesară, pentru că și din interacțiunile în cadrul Gapminder, dar nu numai, vedeam oarecare neconcordanță între așteptări, speech, KPI prezentați, ce luai în calcul în partea de evaluare pentru investiție, și asta e ce vedem noi cu adevărat, partea de accelerare. Chiar să poți să ridici a doua, a treia rundă, și pe asta vom continua. Deci cumva suntem la o intersecție de foarte mult investment readiness, foarte mult fundamentals care își trag sursele din zona aceasta de AI, machine learning, o parte din zona de fintech, unde e un ecosistem destul de amplu, cu multe oportunități. De asemenea, interesează destul de mult toată componenta de health, și pentru că are potențial de data, să li genereze data pe care mai apoi, again, îl poți interpreta. Acum poate că e discutabil dacă startup-urile de AI le poți evalua prin programele de AI sau le aduci specific ca și e-health companies. Cred că funcționează both ways, dar pentru noi astfel de programe au fost construite și pentru a putea face și acest raising awareness și a arăta founderilor că faci ceva pe fintech, există cu cine să lucrezi în mod specific și să take things farther. Pentru că fiecare piață, mai ales când vorbești despre partea de distribuție, are specificitățile proprii și e bine să le adresezi cu acest specific în minte. Îți mulțumesc mult. Aveți acum înscrieri deschise pentru vreun dintre programe sau de când încep? Înscrieri, nu l-am bucuit pe Moș Crăciun, să zicem așa, ca să mulțumim de întrebare. Înscrierile tocmai le-am închis pentru Advancing AI, dar cu siguranță companiile care consideră că doresc să sunt interesate de un astfel de program, cu toate că avem deschise aplicările pentru Advancing AI de anul viitor. Dacă se înscriu acolo, putem să discutăm a priori, să le spunem despre pe ce componente să putem să-i mai invităm. Nu neapărat în programele care le începem acum, dar avem și componenta de programe mai short term, cum este Scale Match, care tocmai l-am încheiat, programul în care facem matchmaking-ul cu diversi potențiali investitori și să deschidem prin această facetare, să deschidem dialogul între ei. Următorul Scale Match, cred că înscrierile le pot găsi pe site pentru următorul Scale Match din quarter 1, deci acela probabil ar fi cea mai nouă parte. Va urma să deschidem înscrierile pentru Next Fintech și cel mai oportun pot să intre și într-un dialog direct cu noi să le... De obicei facem unui startup o diagnoză și putem să le zicem că ceva li se potrivește sau altceva și încercăm să fim cât mai lean către a le propune totuși ceva și a le găsi un mod prin care să le facilităm dezvoltarea. Îți mulțumesc mult. Deci ați auzit, după sarmale, salată de beu și cadouri sau de Crăciun. Sau între, că pot. Pregătiți-vă și intrați pe site-ul Techcelerator și vedeți acolo oportunitățile. Eu aș spune să nu le ratați. Sunt de mare ajutor și mai ales sunt și un punct de intrare într-unul dintre fondurile de investiții reprezentative la noi în țară. Îți mulțumesc încă o dată, Cristian, mult de tot și mult succes și în 2023 vă dorim, atât pe partea fondului, cât și pe partea programului, și așteptăm ca de obicei noi vești și noi startup-uri foarte faine și noi investiții să le ducem și noi mai departe în comunitate să afle toată lumea de toate lucrurile faine pe care le faceți. Da, vă mulțumim că sunteți de atâția ani atât de aproape de această comunitate și de actorii.
din această comunitate și cred că e foarte important să stăm în aceste dialoguri și e foarte important că transmiteți aceste mesaje mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă încă o dată foarte mult pentru că ne-ați urmărit și astăzi. O zi bună în continuare și nu uitați că ne găsim zilnic pe startup.ro, pe pagina noastră de YouTube și în social media. O zi faină!